cât de mulți suntem astăzi. Și vorba aia, și din câți am fost aseară, am rămas numai noi doi. Nu, astăzi suntem foarte mulți. Astăzi invers. Hai să vedem, să facem prezentările. Sunt elevii de la Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi, din Deva, organizatorii ai balului care va avea loc în această seară. Pe Mădălina o cunoașteți, prezintă-i tu și pe colegii tăi. El este Tudor Andrei, iar ea este Vlaicu Adriana. Adriana și Andrei, perfect. Bun. Spune-ne un pic despre balul de seară. Uite, dăm acum și afișul. Dăm întâi afișul. Să vedem. O, îmi place cum sună. Hollywood, cupluri celebre. O să fie un ceva foarte tare. Invitat special Ami, care cântă la final. Și prezentare Romania. Matei Dima. Bun, perfect. Nu mă știu cu ăștia, dar îi învăț acum așa mai încet. Cum de v-ați gândit cu cupluri celebre? Sună bine asta, mai ales de la cupluri. A cui a fost ideea? A tuturor organizatorilor. Am dat la vot, să nu ne certăm. Au fost mai multe idei bune, dar s-au repetat și în alți ani și am spus să filmăm pe cineva. Ce idee a fost? Zei, spre exemplu. Desene animate. Bun asta. Și am zis să fim mai sus decât celelalte licee. Asta cu zei. Cu zei era o chestie. Știi că la câte zei... pereche aveți? 11. La zei depinde din ce mitologie, că unii luau romane, unii greacă, știi? Na. Nu, dar ți-ai 11 zei. Găseai. Dar 11 zeițe. Zeițe cred că mai multe. Zei erau mai puțini. Dar făceau față. Da, da. Nu era o problemă asta. Și v-ați oprit până la urmă la cupluri celebre. Bună asta cu Hollywood, îmi place cum sună. De Hollywood de-a lungul timpului? De când există Hollywood sau doar mai cunoscut, așa mai... Mai cunoscut. Cele mai cunoscute. Spune-ne, te rog, care sunt cuplurile, că bănuiesc că sunt publice, de acum. Se știe? Da. Ia ziceți-ne și nouă. Primul cuplu e Brad Pitt și Angelina Jolie. Da. Brangelina, măi, da. Cum se cheamă. Dar bun, și seamănă așa cu Brad Pitt și Angelina Jolie pe care i-ați ales? Sau... Se costumează. I-am ales în așa fel încât să semene, adică să fie mai leiți unul cu altul. Deci, sigur, domnșorul e blond. Sau? Dacă găseați unul ca mine și ziceați că seamănă cu Brad Pitt, nu bătea bine. Deci nu prea. Bun, hai să vedem următorul. Al doilea cuplu este King Kong și Mary Ann. Bun asta. Bun. Aveți un King Kong. Avem. Băiatul e King Kong. Perfect. De acolo, auzi că e ce trebuie. Da? 3. Cine era 3? În fine, nu trebuie să-i spuneți pe toți. Mai spuneți-ne 2-3 cupluri. L-avem pe Joker. Joker, bă. Joker, bun. Cu cine? Cu Harley Quinn, nu? Harley Quinn. Da? Avem din familia Adams, Morticia și Gomez. Bun. Și copilașii. Ei au venit cu copilașii? Copilașii, da. Voi sunteți cu... Noi avem și copilașii. Copilașii. Da? Da. Avem Harry Potter și Hermione. Bă, Hermione aia întotdeauna m-am întrebat eu dacă e totuși prietena lui Harry Potter. M-am uitat așa de-a lungul episodelor și mi s-a părut mie că ei se iubesc, dar nu prea era clar. Bine, era prea mic Harry Potter când a început ca să-i placă de Hermione și după aia a devenit fata o domnișorică, știi? Da. Și nu m-am, dar de fapt o iubea și ăla roșcatul din țosul, cum îl cheamă, prietenul lui Harry Potter. Niciodată nu știu cum îl cheamă pe ăla. Prietenul lui, cel mai bun. Georgel, de exemplu. Așa. Deci asta cu Hermione e așa o chestie care o puneți voi. Și ca probe ce aveți? Să-i transforme într-o... Toată lumea să se uite, au 50 de euro în buzunar toată sala. Dacă e Harry Potter. La King Kong o să fie interesant. Cum o să o ia? Trebuia să puneți și voi Tarzan, îl dezbrăcați pe ăla, îi puneați niște o frunză aici și restul se descurca. Cu Jane. Cu Jane, bă, Tarzan cu Jane. Care sunt probele? La ce v-ați gândit? Dacă tot l-ați făcut să arate să fie ceva special, cred că v-ați gândit și la probe să fie ceva mai special. Da, sigur. Începem cu prezentarea care este specifică fiecăror cupluri. Deci trebuie să-și o facă interes. Ei... Le-am făcut-o noi și... Păi și pe noi să se facă nimic, asta era interesant, să-i puneți voi să găsească ceva despre... Că dacă le dați voi tot mură în gură... Bine, eu știu că voi o vedeți altfel, da? Da. Noi le-am dat un fel de idee, și ei trebuie să o dezvolte. Ei au dezvoltat-o, da. Am înțeles, bun, asta e bine. Și totul ok. Da? Da. Bun. Deci prezentarea specifică. Deci asta ar fi prima probă. Mai apoi avem proba de dans. Da. În care este inclus și un hip-hop. Care îl vor face toți. Da, da, știi ce vreau să vă întreb? De-a lungul balului, păi bun, ei își păstrează
Da. Costumele. Costumele sau pe... Păi rolul. După prezentare, nu, schimbă costumul. Deci, practic, după... ei sunt cupluri celebre de la Hollywood cât se prezintă. Da, la prezentare. După aia... Revin... Aceea sunt mai de dar România. Era frumos să danseze King Kong cu iubita. Îți dai seama cam cum arăta. Bun, și la proba de dans, dansează fiecare separat sau toți? Deodată. Nu toți deodată. Primele grupe care îți de 5. Prima grupă e de 5. Și de 5. Așa, după aceea toți 10 dansează hip-hop. Da. Am înțeles. Da, dar prima dată și alte genuri. La final e hip-hop. Am înțeles. Așa? Bun. Asta e proba 2. Avem proba surpriză. Care e surpriză? Care este? Care e surpriză? Da? Nu. Probele opționale. Bun, e o probă surpriză pentru fiecare pereche sau e un aceeași pentru toate? Nu este aceeași pentru toate. Avem pentru fiecare, nu chiar pentru fiecare în parte. De exemplu, 4 fete o să aibă o probă, alte 6 perechi o să aibă altă probă și... Am înțeles. Deci sunt câteva probe surpriză pentru... În afara prezentării cuplurilor, v-ați gândit să faceți ceva care să fie tipic rolului pe care îl joacă în seara asta? De exemplu, nu știu, King Kong se fac o declarație de dragoste... Harry Potter. Nu. Na, iubitei. Sau, nu știu, Harry Potter să facă o vrajă care să uimească pe Hermione. Sau și așa mai departe, v-ați gândit? Harry Potter, de exemplu, are în prezentare. Am înțeles. Cu Hermione. Nu, dar de-aia zic, ca să fie ceva totuși, pentru că ăsta e un moment foarte bun, cum ați ales voi cu... Hollywood și atunci dacă toți sunt cupluri celebre să și facă ceva legat de ceea ce reprezintă în seara asta. Și cred că ar fi fost foarte funny. Pentru că din ce mi-a spus voi, cuplurile chiar sunt cunoscute și... Păi avem de asemenea câteva chestii de genul în proba surpriză. Am înțeles. Deci, și nu vrem să foarte bine. Divulgăm. Deci după proba surpriză ce urmează? Sau e gata, astea sunt cele trei probe. Cele trei, pentru că sunt multe perechi, până ajunge la fiecare, până nu știu ce. La final cântă Ami, da. După care e... sau la invers. La care și este prezentator Matei Dina. Am înțeles. Și premierea când se face, înainte sau după ce cântă? După ce cântă Ami. După ce cântă Ami. Foarte bun. Ce locuri premiați? Locul 1, da. 2, 3 și popularitate. Și popularitate. Da. Deci, practic, e o chestie standard pe care o urmați și voi. Pot câștiga perechi sau asta vrea să întreb? Nu este pe perechi. Fiecare care e mai... Deci King Kong poate să ajungă cu Hermione Jolie. Sau cu Angelina Jolie. Da, bun asta. Am înțeles. A câștigat King Kong și Angelina Jolie. Bun, deci mi-am dat niște exemple. Chiar nu știu nici pe King Kong, nici pe Angelina Jolie. Să nu credeți că influență în juriul care este format din... Da, chiar. Doi profesori. Da. Doi profesori. Spune de doi profesori. Zine. Doamna profesoară de română. Da. Oprean Cornea Cristina. Da, domnul de română la bal. Doamna de română o să zică atențiune aici cu gramatica. Da. Domnul profesor de sport Alexandru Bădoi. Sandeli la voi? Da, de când e la voi? Da. El e peste tot, mă. Am ăsta. El e unde vrea el. Am înțeles. Vezi, pe el trebuie să-l puneți. King Kong. Oricine putea să-l pune. Chiar și Brad Pitt. Că... Da. Nu? Da. Depinde din ce poziție îl vezi pe Sandel. Nu, că Sandel nu poți să... Da. Ori King Kong, ori Brad Pitt. Nu? Da. Bun. Deci, Sandel. Mai avem foștii Miss și Mister din anii precedenți. Adică Madalina Alcu. Așa. Și Roșca Rareș. Da. Care au fost Miss și Mister într-a noua. Da. Da. Bun. Și doi sponsori. Apropo de sponsori, ați găsit ceva sponsori? Deci, practic, sunteți șase. Ați strâns un buget acolo cât de cât. Să fie bine. Acceptabil, da. Nu știu de ce te întreb. Pentru că, de obicei, la baluri, mai ales în ultima vreme, depinde care ajunge primul. Că Urbea nu e așa de mare. Și nu mai pot să vă dau, că au trecut aia înainte, știi? Da. Așa e, 10 licee. Am început pregătirile cam pe la sfârșitul lui iulie, începutul august. Deci voi v-ați grăbit ca să fie bine. Foarte bine. Hai să mai arătăm o dată afișul și o altă variantă. Și să le spunem așa, că e astăzi, da? De la ora 18. 10 lei este biletul.
Îl găsesc acolo la intrare sau? Da. Sau deja, sau și dat. Sau și dat deja. Da. Și la intrare. Ai văzut, băi, dacă vine băiatul ăla și prezintă, tu prezinți numai la miner, să vezi tu dacă dă lumea să te vadă pe tine bani. Dacă nu ai și tu Facebook de asta șmecher. Deci n-ai aflat încă. Și tu prezinți cu mine. Păi da. Sala este sold out. Unde? La miner. Deci așa de bun suntem noi? Da. Am înțeles. Acolo nu cântă nimeni. E de ajuns să mergem, ce mai zis, da. Mă, și cântă. Cântă unul la fluierul piciorului, să vezi ce interesant o să fie. Da. Sunt gata la final? A și trecut timpul? Da. Ne scoateți afară, băi, ce oameni. Vă dorim mult succes la balul de seară. Vă așteptăm să aduceți Mici și Mister O săptămâna viitoare, să vedem cine sunt câștigătorii. Să vedem care suntem curioși. De la Angelina, nu fi... Și să ne povestească și ei ce emoții au trăit și ce, cum s-au simțit în rolul personajelor. Da. Și pentru fete, într-o dimineață să aduce și pe Sandel, bă, 2, să fie bine. Da. Dacă dorește. Vorbim noi cu Sandel. Da. Bun, mersi mult. Ne vedem săptămâna viitoare. 8:30, Weekend Fine. Nu uita, rămâi pe pagina asta de Facebook, Cea mai bună dimineață, să vezi toate noutățile, canalul de YouTube, Cea mai bună dimineață, și pe pagina asta. Fanii, topor, din popor. Ne vedem luni. Pa, pa.